Urmează Circul Șoșocarilor, noi înregistrări din comedia de prost gust care a prăbușit în sondaje. Iată imaginile. Rădător în puțin ce ești! Hau, 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 trompetă și atât! Să se căsătorească cu Lazarus și să se numească Diana Lazarus. Băi, să vă fie rușine! Să vă fie rușine la toți! Punct! Gata! Trage cu ghearele și cu dinții de numele Șoșoacă. Să mai poate mărita de 7 ori de acum înainte, probabil o va depăși pe mama ei, care are 5 căsătorii. Dacă s-ar întoarce acum la numele de Macovei, Diana Macovei, așa cum am cunoscut-o eu, n-ar mai ști-o nimeni și nu ar mai vota-o nimeni. A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. Când eu l-am cunoscut, nu tremura într-un sat înglodat în noroi. Nu știu dacă aveți lista de la EP, era să spun Țuțurigă. Vicențiu Lazarus și cum îl mai cheamă Luis, este numărul 2 după ea la europarlamentare. Dacă ia 5%, intră doar 2 persoane și ei doi pot merge împreună la Bruxelles. Acum că acolo se căsătoresc, dacă rămân necăsătoriți, dacă el rămâne în continuare cu Andreea, dacă ea se căsătorește cu numărul 3 de pe listă, Marin, Dan și nu mai știu cum îl mai cheamă, sau Dan, Marin și nu mai contează. Puneți, domne, marșul prezidențial, ce Dumnezeu! Nu de alta, dar vreau și eu să văd cum își taie venele un ciutacu, un ciolacu. Silvestru Șoșoacă este doar un întreținut, un violent care și-a bătut și prima nevastă. Băi, Luis, știi care e treaba ta, mă? Ești doar un atârnător la după fusta Dianei mele, mă. Rădător în puțin ce ești! Cu ce-am păcătuit să trăiesc în țara asta? Vreau să știu și eu, în care niște oameni se duc să mă reprezinte în Parlamentul European și își pun problema care cu cine să-și o tragă mai repede. Băi, să vă fie rușine! Să vă fie rușine la toți! Punct! Gata! Terminați odată! Chiar nu vă dați seama cât de penibil sunteți? Chiar nu vă dați seama? Astea sunt problemele mele, mă! Și ale oamenilor al căror vot îl așteptați? Care cu cine să încaipără să se ducă acolo? De-aia vă duceți acolo? Nu mi se pare normal, pe votul meu, să vă duceți acolo ca singur obiectiv să vedeți care cu care și-o trage.